plecat din camera de hotel. Este undeva la 8 fără un sfert. Mergem să mâncăm cina. Iar în vlogul de acum, de astăzi, o să vă prezentăm toate locurile în care am mâncat noi în tripul nostru din Istanbul. Și primul restaurant pe care îl vom încerca este cel recomandat de Andreea și Vali. Se numește Nivan Restaurant and Cafe. Ce luăm ca fel principal? O să luăm un mix kebab. Asta. Arată extraordinar. Care și kebab. Mai luăm și un hummus. Și aș mai bea ceva, dar nu știu ce. Eu aș vrea un desert la sfârșit. Ăsta. Catmer ăsta. Mamă, e cu pistaciu, nu știu, e tot. Hai să vedem ce și cum. Mi-e foame, Doamne. Și locul ăsta e chiar simpatic. Suntem într-un col. Ce ne vede nimeni când mâncă. A venit și pisica asta la noi. Hello! Cum e? Sincer, cum e? Foarte. Nu se compară cu nimic. Mamă, deci humusul ăsta este pe o scară de la 1 la 10, băi, e 100, băi, cel mai bun. Nu există, deci e diferit, e gustos, e aromat, are mirodenii, curcubeu în cerbune. Vreau și eu unul. Mamă, ce bunătate! Hai să vedem. Arată bine. Mă interesează treaba asta. Ce avem aici? Arifioare. Asta este vită sau miel. Avem un orez aici, câteva legume, roșii, ceapă, proaspătă, vită și pui. Hai să avem poftă. Mamă, ce bine arată. Oh my god. Cât de fragil și suculente. Și mulțumim Andrei că ne-a recomandat asta. Andreea, asta e pentru tine. Senzație. Dulce. Nu e foarte dulce. Potrivit de dulce. Dar pare crocantă. Vreau și eu. La suprafață este crocantă și la interior este fină și cremoasă. Un mix așa de miere, nucă, pistic și cu înghețat așa, completează foarte mult gustul ăsta. Pare că are și lapte ceva în interior. Foarte bun. Deci eu nu am mai mâncat ceva mai interesant. Eu sunt cam obosită și nu prea mai am energie să mă manifest. Dar este dumnezeiește. Ce o față aici, am suflat în ea și zice că e o față de femeie. Observi? Ce faci, iubita? Am primit o cafea din partea casei, adică m-au îndemnat să-mi aleg ce aș vrea din partea casei și am zis să încerc cafeaua turcească, chiar dacă este ora 10 seara. Dacă sunt de obosită, dorm și cu 10 cafele la bord, așa că cheers. Și acum feedback despre Mivan. Da. Cât am plătit? 328 plus tip, 350 plus minus. Dacă merită să vii aici, da, 3 de da, este un loc de neratat. Am rămas impresionat de cât de bună a fost mâncarea, cât de spectaculos a fost serviciul, că am avut parte și de o cafea din partea casei, adică au făcut chestii extra. Și pentru asta trebuie să vă mulțumim vouă. Practic, acum îi mulțumim Andrei, pentru că întotdeauna recomandările ei sau a lui Vali sunt cele mai bune. Next level. Dar oricum ținem cont de toate recomandările pe care le primim din partea voastră, pentru că de aceea le și cerem, că mergem pe încredere. Așa că să ne vedem la următorul restaurant. Ne băgăm? Pa. Hai să-mi ceva deci. We'll be right back.
să-ți dai seama că locul ăsta este o surpriză pentru tine și este al meu. Uite ce scrie pe ambalaj. Așa ceva. Hai să testăm chestia asta. Hai, că sunt foarte curioasă. Cel mai mult asta și asta, celălalt e mai mult pentru tine. Hai, go! Nu are nicio treabă cu baclavaua pe care o găsești în România. Mamă, ce bună e! E pentru asta am venit aici. Cu mâncare. The last one. Pare foarte fragedă și dulce, așa se topește tot în gură. Mamă! Let me try. Asta e mai... Asta e mai zemoasă decât toate celelalte. Prima a fost uscată, pentru că avea nuci și na. A doua a fost foarte bună și asta este foarte zemoasă, foarte bună. Cine află în restaurant? La Hamdi Restaurant. Abia așteptăm să mâncăm ceva bun. Este o recomandare din partea Andrei, așa că sunt convinsă că o să ne placă. Dar vreau să mă conving, adică cumva las loc de interpretare ca să și gustăm. Așa că hai să mâncăm, că mi-e foame de nu mai pot. Hai! Mamă, ce bine arată asta. Ce avem aici? Avem ceva, bine, Alina, zic, kebab. Mamă, ce bine arată asta. Deci nu știu ce să aleg de aici. Hai, hai să zic. Donet kebab. Eu o să iau un donet. Hai, să mâncăm. Deci nu știu ce să aleg de aici, nu știu. Hai, ajutați-mă și voi să... Efectiv, puteți și aici. Uite, asta arată bine, da, lacuma cun asta. Primul fel de mâncare, o supă de linte. Hai să vedem. Mamă, ce bun este. Este un fel de supă prima, e foarte bun. Te rog să încerci. Să înceapă sesiunea de mâncat intens. Începem cu nebunia asta care e un starter, cu pânică. Ceva, roșii, ardei, mai multe tipuri de ardei, ceva super bun. E bun la starter, nu? La starter e perfect. Bun? Foarte bun. Deci este mie la acolo, că tot e Paștele. Deci mie mi se pare super, super tare că Marius la primul taste tot timpul râde pentru că e ceva gen da, și asta e foarte bun, mamă, și asta îmi place. Deci n-am găsit nimic să nu-mi placă. Acel moment când ești content creator și uiți cum se întâmplă mâncarea pe care ai mâncat. Rușine! Și fac poză la meniu. Spuneam că mâncarea este foarte bună și noi suntem șocați de cât de ieftină este, pentru că am plătit pe tot ceea ce ați văzut în imagini 60 ceva de lei, vreo 204 lire turcești. Plus tips, oricum, ieftin și bun. Am impresia că oamenii și-au inventat mâncare gătită. Și vreau să mergem mai departe, să gustăm cea mai bună cafea și să mai mâncăm ceva dulce, spre exemplu baclava. Hai zi-ne, mai avem mult? 6 minute. Hai să vedem dacă avem loc.
4 lire, un leu. Un leu, da. Wow, cu din asta aș vrea să încerc. Ce e? Și asta cu de toate așa arată. Asta peste chip burger baclava. Dar putem să luăm din asta cu tot așa, să luăm câte unul de fiecare, pe sigur. Dar hai să mergem undeva. Asta vreau o cafea și mai mult. Dar unde suntem? Stați un pic. Suntem la Caracoi Guloglu. Guloglu, v-am zis, la Caracoi Guloglu. Deci ce am la noi aici? Am avut selecție de baclava, pentru că nu am știut ce să aleg. Și ai zis să iei mai multe totuși, da. Am plătit pentru distracția asta 83 de lire turcești. Hai cu sarmaua. Cam nu cu halvaua. Ce, halvaua? Mi se pare mie sau cea de la Mivan era mai bună. Aici avem o frunză de varză. Da, zici că e varză. Și asta o să fie uscată. Dar bun, e dulce. Dar e bun. O, ne plac mai siropate, asta e fata. Hai că asta e chiar interesant. Altceva? Hai. Asta da. Foarte dulce, mă, frate. Dacă vezi, dai diabet, vii aici. Experiența cu totul, pentru că este aglomerat, toată lumea mănâncă aceleași lucruri, te uiți în dreapta, vezi care o baclava, vrei să încerci și tu. E foarte tare. Hai că ai venit aici. Mi se pare că e atracție turistică, sincer. O punem și la blogul cu atracții turistice. Hai să luăm din loc. E ora 4:30, încă mai avem lucruri de văzut. Nu s-a terminat ziua și rămâneți până la final că urmează ceva fain rău pe seara. 25 de lei bine investiți în burticile noastre. Găsiți link-ul în descriere cu locația. Sau cel mai bine, înainte să veniți în Istanbul, dați un play din nou la video, luați notițe și mai simplu, că cineva deja a făcut itinerariul pentru voi. Thank you, bye. Așa arată niște semnișuri corespunzătoare cu Macron. Macron ceară. Nu știi ce te așteaptă. Ce poate să întâmple? Dacă nu îmi place jumătate de pâine, vedeți? Aici am mâncat acum mulți ani. Erau de la un din ăsta ambulant, un vânzător ambulant. Bă, dar era bun rău de tot. Și prima oară când ne-au făcut chestia asta, l-a băgat și degetele în gură, îți dai seama, eram... Nu trebuie mie sandwich de-asta, bă, dar a fost bun. A fost... Ia uitați și bă ce e aici, acela sandwich. Numai de pâine, salată și macro, numai de macro. E foarte bun. Dacă vă place peștele, adică dacă mâncați macro și salată și ceapă, nu are ce să nu vă placă. Mai mâncăm ceva, că nu puteam pleca fără să mâncăm un porumb copt. Sper să fie bun și să nu fie din ăla cu zahăr. Ia uite, băiatul ăsta ne-a făcut poze la YouTube, la stickerul de pe ghiozdan. Subscribe! Merge, nu e wow. Da, merge. Acum ne-am dat pe treburi de astea locale. Sandwich cu macrou, porumb, până ajungem acasă. Mai luăm un suc de rodi. Mai mâncăm ce mai gătim. Castania, durum. Ah, și mai vreau și niște baclava. Eu nu închei seara fără. Un lucru e cert. Bună ziua, se zice merhaba. Mi-a fost simplu să rețin pentru că se spune și în arabă. Dar mulțumesc. Teșecuret de rim. Cioc ghiuzel. Și mai învăț până plecăm. Mai am puțin timp.